lângă restricțiile impuse de pandemia de COVID-19, românii mai primesc o lovitură. Prăbușirea leului atrage un val de scumpiri. Prețul alimentelor aduse din import va crește în următoarea perioadă. Producătorii locali speră totuși să aibă parte de mai mulți clienți care să renunțe la cumpărăturile din supermarketuri și să vină în piețe. România se va confrunta cu o serie de scumpiri. Deja în anumite domenii se văd efectele majorării euro, cu atât mai mult cu cât joi a fost anunțată o creștere istorică a monedei europene. Toate produsele importate, prin care și carnea, legumele sau fructele se vor scumpi în această perioadă, iar românii vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunare. Pe toată planeta asta, scumpirile sunt în lanț. Ce cumperi astăzi, mâine cumperi un produs din două. Ăștia sunt timpurile, trebuie să ne adaptăm. Ce să spun? Viața e din ce în ce mai scumpă și se va muri în final nu de pandemie, de foame, că lumea n-are posibilitate de a cumpăra, de a se întreține, medicamente și toate cele necesare traiului. Plătiți mai mult ca de obicei la cumpărături? Da, se simte. Se simte că e mai scump, mai... Dar n-avem ce face. Alimentația trebuie, totul trebuie. Totodată, producătorii locali speră ca oamenii să renunțe la supermarketuri în favoarea tarabelor din piață. Aici, comercianții fac eforturi uriașe să mențină aceleași prețuri, cât să nu sperie puținii clienți. Cum sunt prețurile la dumneavoastră? Doamne, constant, tot așa, nu am mai crescut deloc. Tot, când avem aici, tot 34 lei. Astea sunt. Miere, producție proprie, dar lumea nu prea mai mult merge la market. Nu ia lumea, dar suntem. Astea sunt miere românești, toți ceapă, morcu, tot, suroi. Asta e piață. Nu prea vin cumpărători. Am cartofi, am ceapă, am fasole, am de toate. Treaba nu prea merge, că nu-s bani. Ai bani. Nu sunt bani de la lume, nu mai știu cum. Merge greu. Prețurile la dumneavoastră sunt aceleași? Da, de la noi, din pământ, de la Berendin. La noi se produce așa ceva. Că toți care sunt în piața aici cu cartofi, toți numai dintr-un sat. Toți numai de la Berendin, da. Da. Avem... Da, muncim mult. Și avem agregați, avem tot. Tractor, avem mașină de pușcar tot, mașină de scos. Tot ce există, tot ce ne trebuie. Sunt foarte ieftine. Că... Uite, numai câtă muncă e la ei. De primăvară, așa, până toamna, ni-s tot în recoltă, tot în holdă ca să-i recoltăm și prețul e la fel. Prețurile au rămas la fel de-a lungul timpului? Da, la fel au rămas, tot mici. Prețul de 1,50 lei, 1,60 lei, e foarte mic. Sunt ale dumneavoastră legumele? Da, ale noastre, din recolta noastră, din grădina noastră. Tarabele comercianților sunt pline de produse proaspete, însă piața agroalimentară este din ce în ce mai pustie. Vânzătorii speră ca în următoarea perioadă oamenii să se îndrepte mai mult către produsele autohtone.